Încă un divorț a fost confirmat în lumea mondenă. Marcel Toader a făcut în exclusivitate primele declarații despre despărțirea de Maria Constantin. Motivul deciziei ne spune colegul meu Alex Dobreanu. Alex, te ascultăm. Mă găsi, Laura, așa este. Dacă până acum au existat doar speculații cu privire la această despărțire dintre Marcel Toader și Maria Constantin, acum avem confirmarea chiar de la Marcel. Acesta a făcut în exclusivitate pentru Spanius.ro primele declarații cu privire la această decizie. Vreau să vă citesc și vouă. El spune că, într-adevăr, nu mai formăm un cuplu. Altceva nu am nimic de spus. Prefer să tac în asemenea momente. Și toată lumea se întreabă acum cum de cei doi care păreau atât de îndrăgostiți și fericiți împreună au ajuns la această decizie. Se pare că Maria Constantin ar fi călcat strâm în această relație și chiar în urmă cu aproximativ 2 săptămâni a plecat de acasă. Și nu știm dacă suferă foarte mult Marcel Toader. Cert este că Maria Constantin nu ar suferi. Asta pentru că dacă ar fi să ne uităm puțin peste ultimele postări de pe rețelele de socializare, am observat faptul că este zâmbitoare, este fericită, chiar le cere părerea fanilor cu privire la ținutele ei din concerte. Dacă vor divorța aceștia sau nu, cu siguranță veți afla de la noi. Alex, mulțumim și asta nu e tot. Am aflat când s-a produs ruptura dintre cei doi și care au fost semnele care prevesteau despărțirea, dar și ce avere au cei doi de împărțit. Detaliile exclusive ceva mai târziu în jur.